Uite, avem un caz mai special, un Urdiniș destul de aglomerat, unde mie mi se pare că albina cam șomează. Hai să vedem în interiorul lui ce avem. Hai, sus cu el. Uși cu totul. Cei doi ucinici. Ucinici. Se descurcă binișor. Ce avem noi aici? Sunt frumos albite ramele. În regulă, vreau să ridicați corpul. Vreau să ridicați corpul și să vedem. Au boci? N-au boci? Foarte bine, ne-am dat seama de la urdiniș. Am văzut albinele cum șomau. Am dat seama că avem boci aici. Băieți, le vedeți? Da. Te rog. Te rog, lasă-le. Te rog, lasă-le. Deci le vedem, există, arată-le. Una e acolo, una e dincolo, cu siguranță sunt și în alte părți. Uite, aici avem una care s-a rupt deja, da? Și lângă ea avem pe alta. Vreau să vă arăt cum se scoate din friguri un stup multietajat redus. Da? Pentru că noi suntem pe multietajat redus. Acesta era pe 3 corpuri plus un corp de refugiu care era plin. Hai să vedem ce avem acolo. Dă-i un fum. Uite-le cum stai. Suntem într-adevăr pe 8 rame, nu pe mai mult. Da. Uite, avem peste tot avem boci. Uite matca, o vezi? Da, o iau. Poți să faci ce vrei cu ea, du-o acasă dacă vrei. Încă nu e finalizată. E în a 15-a zi, da? În seara aceasta, mâine, ar fi trebuit să eclozeze. Haideți să vedem cum putem să-l scoatem din friguri. Marius, te rog, pune corpul acela în spate, pentru ca să poți lucra. Am nevoie să luați și acest corp, al doilea corp. Și Marius, tu, te rog să îl ridici. Cred că e ramă. Așa. Dezlipiți ramele dintre corpuri. Foarte bine. Ia, te rog, și tratamentele acelea. Excelent. Vreau să-i văd și partea de jos a acelui corp. Avem și aici botcă. Da? Vedem tablele cu puiet aici dedesubt. Ia uite. Toate sunt table cu puiet, foarte frumoase. Nu are rost să scoatem ramele, deci ăsta e avantajul stupului multietajat redus. Lucrăm cu corpuri, da? Da, uite și aici avem boci. Nu le vom rupe noi. Vreau să le lăsăm. Punem acel corp, am spus că revenim peste 2 zile, o să le vedeți cum sunt roase de albină. Haideți să punem corpul intermediar. Vom folosi, da, acele. Vom folosi un corp cu rame gata clădite. Dăm voie, domnul ucenic, să te ajut cu un pic de perie. Hai! Dintr-una, nu sta. Excelent! I-am pus corpul intermediar care e gol. Practic i-am spart cuibul, da? Dă-i te rog fum un pic. Așa. Mai mult. Îl ții în... Îl poți pune pe un colț. Așa. Și culcă-l. Excelent. Mai vreau aici fum. Se pot vedea bocile, uite și aici sus, da, într-adevăr, acestea sunt deja rupte. S-au rupt când am ridicat. Da, când s-au ridicat corpurile. Însă vom vedea cum sunt roase, sunt rupte în partea de sus, practic nu sunt afectate. Matca e sub lăptișorul de matcă. Da, dar stop. Poți să-l pui aici
peste. Vedem și aici o grămadă de botci. Ia uite, se văd și aici pe corpul de sus foarte multe botci. Perfect. Teoretic ar trebui să-l spargem și aici. Adică ar trebui să-i mai punem încă un corp aici. Da? Așa ar trebui. Mai ales că avem foarte multă albină, avem trei corpuri pline cu puiet. Te rog, mai adu încă un corp. Marius, îl salți și îl pui rapid. Nu ai albine, pe el nu ai nimic. Excelent. Excelent. Un pic mai la stânga ta, Marius. Așa. Foarte bine. Deci am intercalat un corp și încă un corp. Acestea sunt intercalate între cele trei corpuri cu puiet. 1, 2, 3, 4. Suntem deja pe 5 corpuri. Deasupra îi punem corpul de refugiu, adică un corp gol. După ce punem folii. Da, putem să punem acele folii. Și corpul de refugiu. Așa. Folosim acest corp în cazul în care eclozează multe albine deodată, să aibă unde să se retragă. E ca și când am avea spațiu într-un stup orizontal, da? Ce putem să mai facem la acest stup? Am putea să-i deschidem unul din iși. Acela închide-i oricum, că e deasupra. Am putea să-i mai deschidem unul din iși, nu chiar acela. Da, aș vrea să îl deschiz acela. Pentru a avea o aerisire mai bună. Îl putem folosi ca și pe post de aerisire. După ce ne-am dat seama că stupul ăsta e în friguri. Era aici mult albin afară. Exact, după activitatea și de la ordiniș. Și diferit față de cei din jurul. Da, vezi ce face albina asta de afară? Stă. Exact, stă. Deci nu face nimic. Nu zboară, nu are activitate. Spuneam într-un video anterior că fiecare stup care intră în friguri nu mai dă producție la următorul cules. Dacă poți să-l scoți din friguri, dacă reușești să-l scoți din friguri acum, da, ne va da producție. Hai să vedem pe marți. Facem o încercare. O încercare pe care eu am experimentat-o și care știu că funcționează. Tocmai ați văzut cum scoatem din friguri o familie, foarte simplu, fără să-i rupem botcile. Vom reveni oricum la ea zilele următoare pentru a vă demonstra că iese ea singură din friguri. Deci nu trebuie noi să-i scoatem, să-i rupem botcile. Dacă nu ați urmărit acel material în care vă dădeam 15 metode prin care să evitați să ajungeți cu familiile în frigurile roitului, vă rog căutați materialul acum și urmăriți-l pentru că merită. Asta a fost pentru azi. Înscrieți-vă pe acest canal de YouTube pentru că, vedeți și voi, merită. Ținem aproape cele bune!